În perioadele caniculare, aerul condiționat este cel mai bun aliat. Din păcate, nu toată lumea beneficiază de acest lucru, astfel că au nevoie de alte surse de răcire a camerelor. Pentru cei ce nu au aer condiționat, există o metodă inventivă de a răci încăperile casei. Există numeroase ghiduri care explică în ce fel putem trăi vara intens, fără a ne teme de temperaturile mult prea mari sau de facturile exorbitante. Una dintre cele mai importante în reguli se referă la supraîncălzirea camerelor. În zilele caniculare trebuie să prevenim acest lucru și o putem face cu folii izoterme, foarte utile în astfel de cazuri. În multe farmacii pot fi cumpărate cu doar aproximativ 6-7 lei. montează -le pe geam și bucură de răcoare. Un alt truc foarte folositor în perioadele caniculare necesită câteva obiecte din propria gospodărie. Tot ce ai nevoie este ventilator, apă, sare, bol metalic și o tavă pentru cuburi de gheață. Iată un ghid simplu, pas cu pas, pentru a te putea răcori în propria casă fără stres. Amestecă apa cu sare, apoi toarnă amestecul în tavă pentru cuburile de gheață. Pune tava în congelator, iar după ce se îngheață, pune-le într-un bol metalic. La final, pune bolul în fața unui ventilator în funcțiune. În acest fel vei face față canicului fără să-ți faci griji de factura la curent, căci ventilatorul nu consumă la fel de mult pe cât consumă un aer condiționat. Un alt sfat important este să nu deschideți ferestrele pe timpul valului de căldură. Acest aer fierbinte pătrunde în fiecare cameră și crește temperatura în casă sau apartament. Cel mai bine este să deschideți ferestrele seara, atunci când temperatura este la cel mai scăzut nivel. Relatează România TV.net